Bine ați venit la cursul de formare spirituală al Bisericii Speranța și Har din Londra, Marea Britanie. Sunt Teofil Harry, păstorul fondator al acestei biserici. Această serie de cursuri se numește Descoperiri și în acest al treilea curs numit Descoperă maturitatea spirituală vom studia disciplinele spirituale ale creștinului autentic cu speranța că acestea vor ajuta la creșterea și maturizarea credinței noastre în procesul devenirii noastre tot mai asemănători chipului lui Hristos. Pe parcursul acestei lecții vă rog să completați spațiile lăsate libere din manualul de studiu și de asemenea, la terminare, să scrieți răspunsurile la întrebările de la sfârșitul lecției. Secțiunea 1. Maturizarea în relația cu Dumnezeu. Am încheiat lecția trecută spunând că pentru a ajunge să avem o viață de rugăciune plină de semnificație și de entuziasm, avem nevoie nu doar de un timp și de un loc special dedicat rugăciunii, ci mai avem nevoie și de creativitate. În lecția aceasta vom vorbi despre modul în care ne umplem timpul de rugăciune, pentru a nu cădea în blazare, monotonie, areditate. Care să ducă în cele din urmă la încetarea timpului de rugăciune. Rugăciunea. Obicei, model, conținut. Obiceiul rugăciunii. Un text biblic care descrie viața de rugăciune lui Isus, Luca 22 cu 39, spune: După ce a ieșit afară, s-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Pentru Isus, Rugăciunea era un obicei. Acesta este cuvântul cheie, obicei. Și aceasta este și marea provocare pentru orice creștin: să facă din rugăciune un obicei zilnic. Se știe că un om obișnuit are nevoie de trei săptămâni ca să se familiarizeze cu o nouă îndatorire. Apoi, mai trebuie să treacă alte trei săptămâni ca să facă din îndatorirea nouă un obicei. Din păcate, atât de mulți creștini nu reușesc să treacă de limita celor șase săptămâni în care să aibă un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu. Aceasta este perioada critică. În aceste șase săptămâni ai nevoie de foarte multă determinare, de disciplină și de voință, pentru că în acest interval se câștigă sau se pierde lupta pentru disciplina rugăciunii. În Galateni 6 cu 9 citim: Să nu obosim în facerea binelui, că și la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Este trist, dar atât de mulți creștini nu apucă să se bucure de secerișul unui timp bogat de rugăciune, fiindcă au renunțat mult prea devreme. Odată, însă, ce ai trecut acest prag critic de șase săptămâni, Totul este deja mult mai simplu, căci rugăciunea a devenit deja un obicei înrădăcinat, ceva ce a devenit parte integrantă din programul tău zilnic. Așadar, trebuie să acordăm atenție acestei perioade de adaptare, un maxim de atenție și să facem tot ce ține de noi pentru a face timpul de rugăciune cât mai atractiv și mai interesant totodată. Trebuie să depindem în totul de ajutorul Domnului, rugându-L mereu să ne dea izbândă în lupta cu disciplinarea propriei vieți spirituale. Cum spune și proverbul creștin, roagă ca și când totul ar depinde numai de Dumnezeu și acționează ca și când totul ar depinde numai de tine. Această perioadă de șase săptămâni mai este critică și pentru că în timpul ei veți experimenta cel puțin trei probleme majore. Aceste probleme nu sunt limitate la aceste șase săptămâni de tranziție, de la îndatorire la obicei, dar ele vor fi resimțite în special în aceste șase săptămâni. Prin urmare, vă invit să analizăm aceste probleme din timpul de rugăciune. Prima, problema distragerii atenției. Satan va încerca să folosească orice mijloace ca să te facă să rătăcești cu mintea încolo și încoace în timpul de rugăciune. Dacă va reuși să facă asta și gândul tău va hoinări prin alte locuri, atunci nu-i de mirare că timpul de rugăciune ți se va părea ineficient. Nu-i vei mai vedea rostul și vei renunța la el. Ca să nu se întâmple o astfel de distragere a atenției, iată câteva sugestii practice. Ridică-te din pat. Nu încerca să ai timpul devoțional în pat. Foarte mulți creștini au încercat varianta asta și au găsit-o total ineficientă. O minte disciplinată funcționează într-un corp disciplinat. Cu cât corpul tău abia trezit este așezat într-o poziție mai comodă, mai apropiată de cea în care dormise, cu atât mai greu îi va fi minții tale să se concentreze asupra rugăciunii. Trezește-te pe deplin! Nu începe timpul devoțional într-o stare de somnolență. Mintea ta nu se va putea concentra asupra unui singur lucru. Trebuie să fii absolut treaz înainte de a-ți începe timpul de părtășie cu Dumnezeu. Dacă te ajută, fă câteva exerciții de înviorare pentru a-ți pune sângele în mișcare deschide fereastra larg și inspiră aerul proaspăt al dimineței. Clăteșteți fața cu apă rece și abia după ce sunteți siguri că v-ați trezit pe deplin, abia apoi începeți timpul devoțional. Citește Biblia și roagă-te cu voce tare. Am discutat despre valoarea citirii cu voce tare în lecțiile trecute. Același principiu se aplică și în cazul rugăciunii. Dacă nu reușești să te aduni și să te concentrezi la ceea ce te rogi, atunci roagă cu voce tare. Te va ajuta să te concentrezi mult mai bine. Plimbă-te în timpul rugăciunii. De multe ori, în timp ce se ruga, Iisus obișnuia să se plimbe. Așează-te pentru timpul devoțional, citește în Biblie, citește sau scrie motivul de rugăciune în jurnalul spiritual, apoi Ia cu tine versetele biblice și motivele de rugăciune și mergi la o scurtă plimbare pentru restul timpului devoțional. Roagă-te în timp ce te plimbi în grădină sau prin parcul din cartier. Folosește jurnalul spiritual. Asigură-te că ai un astfel de jurnal spiritual. Am mai vorbit și în alte lecții despre importanța lui. Notează în acest jurnal spiritual subiectele de rugăciune ale zilei. Și fii mereu cu ochii pe pagina jurnalului în timp ce te rogi. Te va ajuta să rămâi concentrat la ceea ce te rogi sau să nu pierzi din vedere niciun motiv de rugăciune. În cazul în care, într-o dimineață, motivele vor fi mai multe. Mai mult, îți poți construi acest jurnal cu coloane paralele, câte două, pe o pagină. Pe o coloană să scrii motivul de rugăciune, iar pe o coloană paralelă, în dreptul motivului, modul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunii tale. Vei vedea peste ani credincioșia lui Dumnezeu, modul în care ți-a purtat de grijă și asta te va încuraja și mai mult să te rogi. A doua problemă a timpului de rugăciune este ariditatea spirituală. Uneori vei avea impresia că timpul tău de părtășie nu te îmbogățește cu nimic că nu este de niciun folos. Nu ți va lua niciodată timpul devoțional după ceea ce simți. Nu trebuie să depinzi de emoțiile tale sau de starea mai puțin bună dintr-o zi. Emoțiile vin și pleacă. De fapt, când nu simt că este ceea ce vreau, atunci am mai mare nevoie de lucrul respectiv. La fel este și cu rugăciunea. Atunci când simt că nu mă pot ruga sau că nu are rost să mă rog, atunci am mai mare nevoie de rugăciune. Să enumerăm acum câteva cauze posibile ale aredității spirituale. Condiția fizică. Poate nu te odihnești suficient. Dacă ai stat treaz până la ore foarte târzii, cu siguranță starea ta din zori nu va fi una optimă. Uneori, cel mai spiritual lucru pe care îl poți face este să te culci din nou. Shakespeare a spus odată. Este greu să filozofezi în timp ce te doare măseaua. Este greu să te gândești la lucruri spirituale când ești puizat fizic. Amintiți-vă că exact asta au experimentat ucenicii în grădina Ghețimani. Sufletul lor dorea rugăciunea, dar trupul lor i-a îndemnat la somn. De aceea, nu uita că pentru a avea un timp de prospețime spirituală, ai nevoie și de prospețime fizică. Uneori sunt și excepții. Poate în boală, trupul ne este slăbit, dar sufletul se întărește în Domnul. Acelea sunt însă situații excepționale. Regula este că, pentru a avea prospețime spirituală, ai nevoie și de prospețime fizică. Neascultarea față de Dumnezeu. Dacă în viața ta există păcat pe care nu l-ai mărturisit, nu te aștepta la un timp de rugăciune satisfăcător. Dumnezeu nu-ți va descoperi nimic nou până nu acționezi pe baza a ceea ce ți-a arătat deja. Graba în timpul de rugăciune. Graba este moartea rugăciunii, a spus Samuel Chadwick. Nu te aștepta ca o rugăciune spusă mecanic și în grabă să aibă vreun efect benefic peste sufletul tău. Ajungerea în rutină. Faci în fiecare zi același lucru, în același fel, la aceeași oră, în același loc. Nu-i de mirare că ajungi în rutină. Când timpul tău de părtășie devine un ritual, îți pierzi sentimentele și trăirile. Diversifică-l, fă-l interesant, palpitant. Și în secțiunea următoare a lecției vom vedea exact cum. O a treia problemă a rugăciunii este problema consecvenței cea mai mare problemă cu care te vei confrunta va fi lupta de a rămâne consecvent. Și cum îți spuneam, primele șase săptămâni sunt critice. Dar odată ce ai trecut de acestea, nimic nu-ți garantează că nu vei mai fi ispitit să renunți la timpul tău cu Dumnezeu. Cei mai mulți creștini care sunt creștini de mulți ani și au ajuns deja la o maturitate spirituală, îți vor spune că Asta este marea luptă a vieții lor de credință. Că Satan duce lupta cea mai înverșunată împotriva timpului lor de părtășie cu Dumnezeu. Diavolul nu se luptă cu noi în niciun alt domeniu cum se luptă împotriva unui timp regulat de părtășie cu Dumnezeu. Căci el știe că acest timp devoțional este sursa puterii noastre spirituale. Iată câteva sugestii în ce privește consecvența în timpul de închinare. Încheie un legământ cu Dumnezeu, că vei petrece zilnic pentru început 15 minute în părtășie cu El. Privește cu toată seriozitatea angajamentul luat. Dumnezeu îl va privi cu siguranță și îți va pune la dispoziție toate resursele pentru a-ți putea ține partea ta de legământ, dacă și tu faci tot ce ține de tine. Consemnează acest timp devoțional în calendarul tău sau în agenda zilnică. Tratează programarea făcută în agenda cu aceeași seriozitate cu care tratezi și celelalte programări de pe agenda: școală, muncă, vizită medicală și așa mai departe. Fii pregătit pentru scuzele lui Satan. Satan știe că renunțarea la timpul de părtășie cu Dumnezeu este primul pas. Spre căderea ta și va face tot ce ține de el să cazi. Va veni la tine cu tot felul de scuze. Așteaptă-te la asta. Fă și tu tot ce ține de tine să nu cazi și prin puterea Duhului îl vei birui. Nu renunța. Iar dacă ai făcut-o, reîntoarce-te mereu și mereu. Amintește-ți numurile de data trecută. Nu aluneca pe panta în vinovățirii, nu fi legalist, nu renunța. Am văzut cum poate rugăciunea să devină dintr-o îndatorire un obicei și am văzut care sunt pericolele ce pot cauza renunțarea la acest obicei. În cele ce urmează, vom privi la câteva modele de rugăciune care pot face timpul acesta extrem de plăcut. Ajutând astfel în rădăcinarea obiceiului în calendarul nostru zilnic și micșorând pericolele. Este mult mai simplu să te obișnuiești cu, să te concentrezi la și să nu renunți la ce îți place. Așadar, cum putem face timpul de rugăciune unul plăcut? Creativitatea și varietatea în rugăciune. Pentru a face timpul de rugăciune unul plăcut, acestea sunt cele două cuvinte cheie: creativitate și varietate. În cele ce urmează, vă voi da câteva exemple despre cum poți fi creativ și variat în viața ta de rugăciune. Ele nu sunt singurele metode care există, sunt doar câteva care să vă motiveze sau încurajeze. Puteți foarte bine să fiți creativi și să inventați propriile modele Modele de rugăciune și scriptura. roagă pe baza unui text biblic. Cartea Psalmilor nu este altceva decât o colecție de rugăciuni. Pentru mulți creștini, psalmii au fost cartea lor de rugăciuni, mai ales că acolo sunt redate situații felurite de viață cu care oricine se poate identifica. Ești bucuros? Există psalmi care sunt adevărate ode ale bucuriei. Ești trist? Psalmii de lamentație sunt pentru tine și așa mai departe. Însă nu ar trebui să ne limităm la a ne ruga doar psalmii. Orice text biblic poate să devină un text de rugăciune, după cum am văzut în lecțiile anterioare. roagă pe baza Bibliei, pentru că acolo vei găsi atât de multe varietate. Începe cu pasajele care îți sunt dragi sau transformă Biblia într-un calendar de rugăciune. De exemplu, Cartea Proverbe are 31 de capitole. Șapte din cele 12 luni ale anului au câte 31 de zile. Într-una din aceste luni, alege să te rogi pe baza cărții Proverbe. Câte un capitol pe zi. Și exemplele ar putea continua la infinit. Încă o dată spun, fiți creativ. roagă pe baza unui model biblic. Atunci când ucenicii i-au cerut lui Isus să-i învețe să se roage, Isus le-a oferit o rugăciune model, un tipar. El le spune ucenicilor în Matei 6:9: Iată, dar cum trebuie să vă rugați și nu ce trebuie să vă rugați. Folosește așadar tiparul rugăciunii Tatăl nostru, cu cele șapte părți care o alcătuiesc. Lauda Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Începeți rugăciunea cu laudă, prin a-ți exprima dragostea față de Dumnezeu. Amintește-ți că lauda are două dimensiuni. În primul rând este adorarea, a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, pentru caracterul Său. Apoi este mulțumirea, a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El sau pentru lucrările Lui în general sau în viața mea. Scopul vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Recunoaște scopul lui Dumnezeu pentru tine și voia lui pentru viața ta. În această parte a rugăciunii, recunoști faptul că Dumnezeu este Dumnezeu, iar tu nu ești decât robul său. Prin urmare, îi ceri ca voia lui să se facă în familia ta, în biserica ta, printre prietenii tăi și în orașul tău. Susținerea. Pâinea noastră cea de toate zilele dă -ne o nouă astăzi. Roagă-L pe Dumnezeu să se îngrijească de nevoile tale. Care nevoi le aduci înaintea lui Dumnezeu? Absolut toate. Nimic nu este prea greu pentru puterea lui Dumnezeu și nimic nu este prea nesemnificativ pentru purtarea lui de grijă. Așadar, roagă-te referitor la absolut toate nevoile tale. Iertarea și ne iartă nou greșelile noastre. Roagă-l pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Iertarea cuprinde patru pași. Roagă-l pe Duhul Sfânt să-ți dezvăluie fiecare păcat din viața ta. El este gata să o facă. Dacă vii la El cu o inimă sinceră, El îți va dezvălui tot păcatul care locuiește în inima ta. Apoi, mărturisește fiecare păcat pe nume. Uneori ne place să trecem repede peste această mărturisire a păcatului, spunând doar, te rog să-mi toate păcatele. Dacă ai comis acele păcate pe rând, ar fi mai bine să-ți ceri tare pentru fiecare în parte. Abia atunci vei conștientiza gravitatea și seriozitatea păcatului. Apoi, al treilea pas al iertării cuprinde repararea pagubei aduse celui de lângă tine, dacă este cazul. Dacă Dumnezeu îți dezvăluie ceva ce ai făcut împotriva cuiva, repară paguba adusă cât mai repede posibil. Și în al patrulea rând, acceptă prin credință iertarea lui Dumnezeu. Oamenii, precum și noi iertăm greșiților noștri. Roagă-te lui Dumnezeu pentru oameni. Roagă-te pentru cei din casa ta, pentru cei din biserică, de la locul de muncă și așa mai departe. Am să dezvolt această idee mai târziu despre cum să ai o listă de rugăciune cu oameni. Roagă-te pentru dușmanii tăi, pentru cei care ți-au greșit. Cere puterea de a ierta. Această parte a rugăciunii este direct legată de prima parte și ne iartă nou greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă ne dorim iertarea, trebuie să o oferim la rândul nostru. Dacă nu iertăm, nu ni se va ierta. O crotire. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Cere o crotire spirituală de la Dumnezeu. Zilnic ne confruntăm cu Satan, cel care vrea să ne înfrângă prin ispite și teamă. Începeți ziua fără a te ruga și ai cere lui Dumnezeu să te ocrotească și vei intra neprotejat în luptă și vei fi înfrânt. Dar dacă îi ceri protecția în fiecare zi, în lupta împotriva lui Satan, a firii, a poftelor, a lumii, vei avea de partea ta pe cel care îți poate garanta biruința. Și ultima parte a rugăciunii Tatăl nostru este lauda. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Încheie prin a lăuda pe Dumnezeu pentru puterea Lui, pentru slava Lui, pentru tot ce este și ce face. Observați că rugăciunea Tatăl nostru are șapte componente. Puteți să construiți o rugăciune zilnică pe tiparul ei sau puteți alcătui o serie de rugăciuni săptămânale, pornind de la structura înșeptită. Din nou vă spun, fiți creativi! roagă pe baza structurii cortului întâlnirii. Sunt unii creștini care folosesc arhitectura cortului întâlnirii pentru a-și modela timpul de rugăciune. Rugăciunea începe cu intrarea pe porțile templului. Acesta este momentul de laudă, după cum îndeamnă Psalmul 100. Intrați cu laude pe porțile lui, cu cântări în curțile lui. Poate, la acest moment, pot fredona și o cântare de laudă. Rugăciunea continuă cu ajungerea în curtea Templului, la Ligianul Curățirii. Acesta este momentul de cercetare, în care medităm la întinăciunea, la păcatul din viața noastră și îl mărturisim. Rugăciunea continuă cu adâncirea în curtea templului și ajungerea la altarul de jertfă. Acesta este momentul de laudă în care îi mulțumim lui Dumnezeu că a rezolvat problema păcatului nostru prin jertfa fiului său. Rugăciunea continuă cu intrarea în clădirea templului și ajungerea în fața mesei cu pâini și așa mai departe. Cred că ați prins ideea. Acestea sunt doar câteva exemple despre cum putem folosi scriptura ca manual de rugăciune. Dar, de asemenea, puteți fi creativi și în sensul acesta. Și observați că dacă recurgeți la astfel de tipare de rugăciune, veți descoperi repede că cele 15 minute dedicate rugăciunii nu vă vor fi de ajuns. În plus, varietatea va da savoare și prospețime timpului de rugăciune făcându-l cât se poate de plăcut, chiar de dorit. Modele de rugăciune și lumea înconjurătoare. Putem lua modele de rugăciune nu doar din scriptură, ci și din lumea care ne înconjoară. Este important să variem nu doar cu subiectele sau cu modelele de rugăciune, ci și cu locul în care ne rugăm. Ne putem ruga în natură, lăudându-l pe Dumnezeu pentru ceea ce văd ochii noștri ne putem ruga plimbându-ne pe stradă, mijlocind pentru vecinii pe lângă a căror casă tocmai trecem. Ne putem ruga pentru problemele lor, pentru mântuirea lor și așa mai departe. Ne putem ruga în casă, variind camerele și subiectele de rugăciune în funcție de încăperea în care ne rugăm. În dormitor ne vom ruga pentru liniștea și odihna sufletelor noastre. În bucătărie, pentru pâinea ce de toate zilele, trupească și sufletească și așa mai departe. Iată și alte sugestii inspirate din lumea înconjurătoare. În fața unei hărți a lumii ne putem ruga pentru o țară anume, alegând în fiecare zi o nouă țară, pentru creștinii de acolo, poate persecutați pentru credință, pentru pacea acelei țări, dacă este cazul și așa mai departe. Ne putem ruga pe baza ziarului primit de dimineață, Poate acolo sunt subiecte care ne îngrijorează, poate suferința care ne sensibilizează, și așa mai departe. Putem alcătui liste săptămânale cu oamenii în mijlocul cărora trăim. Luni, familia, cazuri specifice, marți, biserica, cazuri specifice, miercuri, locul de muncă sau școala, cazuri specifice, și așa mai departe. Iată, așadar, Alte câteva exemple despre cum să alcătuim subiecte de rugăciune din lumea care ne înconjoară. Și aici se aplică principiul fiți creativi. În imaginile care urmează, doresc să vă prezint lista mea de rugăciune din perioada aceasta, pentru a vedea varietatea și dinamica pe care o poate avea rugăciunea. Ca și la citirea Bibliei, folosesc aplicația de calendar. De pe telefonul mobil. Aceasta îmi mișurează enorm munca, căci pot modifica lista în orice moment. Dar, de asemenea, o am întotdeauna cu mine. Iar partea și mai frumoasă este că telefonul mă anunță cu câteva minute înainte că se apropie întâlnirea cu Dumnezeu. Iată, așadar, lista mea proprie care îmi satisface nevoile relaționale cu Dumnezeu, cel puțin în perioada aceasta. Săptămâna începe cu ziua de duminică, ziua Domnului. Și ziua aceasta este o zi de laudă de la adresa Lui. Îl laud pe El pentru puterea Lui, pentru slava Lui, pentru tot ce este și ce face. Apoi, mă rog pentru iertare, sfințire, umplere cu Duhul Sfânt, facerea voii Lui Dumnezeu în viața mea, intervenția divină în circumstanțele vieții mele, rugăciune pentru familie, Rugăciune pentru toți oamenii care vin la Biserica Speranța și Har. Rugăciune pentru slujitorii bisericii. Rugăciune pentru liderii bisericii. Rugăciune pentru oameni și probleme întâlnite ieri. Și în final, rugăciune pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu în duminica aceasta în biserică. Datorită necesității și importanței, în fiecare zi din săptămână mă rog pentru această a doua parte a motivelor de rugăciune. Apoi luni, slăvesc pe Domnul pentru cine este El conform cu atributele Lui. Marți, recunosc implicarea lui Dumnezeu în viața mea, în familie, în biserică și societate. Apoi, mă rog, pentru vecini, prieteni, oameni nemântuiți pe care îi cunosc. Miercuri, mă rog, pentru nevoi personale și familiale. Joi, recunosc îndurarea lui Dumnezeu și mă rog pentru iertare și biruințe spirituale împotriva firii, a poftelor, a lumii, a păcatului și a diavolului. Vineri, mulțumesc pentru binefacerile lui Dumnezeu și mă rog pentru îndurare peste alții. Sâmbătă, e o zi special dedicată familiei. Prin urmare, mă rog pentru fiecare membru al familiei și cer protecția lui Dumnezeu peste noi și casa noastră. Cam asta este lista mea personală de rugăciune și o puteți folosi ca o sursă de inspirație pentru a vă crea lista voastră proprie. Din nou, îndemnul, fiți creativi! Ce am încercat să arăt aici este faptul că timpul de rugăciune nu ar trebui să fie ceva monoton, împovărător, plictisitor, chiar chinuitor. Nu! El poate fi atât de dinamic, atât de antrenant, de vibrant, Încât abia așteptăm timpul de rugăciune. Și nici nu ne vom da seama cum această îndatorire va deveni obicei și astfel un stil de viață. Și noi vom deveni ceea ce se numește oameni ai rugăciunii. Rugăciunea nu va fi doar o parte din viața noastră. Ea va deveni viața noastră. Așadar, dacă data trecută am încheiat cu un demnul biblic din romani 12 cu 12, stăruiți în rugăciune, azi am să închei cu o adăugire a acestui verset. Stăruiți în rugăciune, desfătându-vă în ea. Și Domnul să vă ajute. Amin. Vă rog să luați o pauză de 10 minute și să răspundeți la întrebările din manualul vostru. Apoi, după ce ați scris răspunsul, Discutați cu cei din grup atât răspunsurile, cât și ce v-a impresionat din ce ați auzit. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o viață de rugăciune extraordinară.